Șeful executivului de la Chișinău, Iurie Leancă, a mulțumit Partidului Popular European pentru sprijinul acordat țării noastre în realizarea reformelor. Europa a devenit un sinonim cu demnitatea umană, responsabilitatea personală, libertatea și prosperitatea. Și nu este vorba doar de bunăstare materială, este o alegere civilizată. Precum Moise și-a dus poporul prin deșert, Europa trebuie să-și ducă națiunile spre libertate și prosperitate într-un mod mult mai îndrăzneț, cu viziune și responsabilitate. În același timp, Iurie Leancă a menționat că statele membre ale parteneriatului estic, în special Republica Moldova, Ucraina și Georgia, au nevoie de o susținere fermă din partea Uniunii Europene, inclusiv pentru a consolida economiile acestor țări. De asemenea, prim-ministrul și-a reiterat îngrijorarea în privința evenimentelor din Ucraina și și-a exprimat solidaritatea cu poporul ucrainean. Nimic nu mai poate justifica recurgerea la o reacție militară și escaladarea conflictelor în timp ce există mecanisme internaționale de rezolvare a lor cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Evenimentele tragice din Ucraina, oamenii care își văd viitorul în Uniunea Europeană, ne conving cât de important este să continuăm cu și mai mult angajament alegerea europeană făcută de țara noastră, a menționat Iurie Leancă. În cadrul evenimentului de la Dublin, Leancă a salutat-o și pe Iulia Timoșenko, recent eliberată din detenție, care a participat la Congresul Partidului Popular European.